să rămână distinse domnițe, am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Ziua Z, cu o temă care într-adevăr ține de ultimele 24 de ore. Avem pe ecran acum o imagine care este sugestivă pentru evenimentul ales, să-l punem sub lupa invitațiilor noștri, trei la număr, toți trei membri ai Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică, un sinten cu afirmare mediatică. Avem pe ecran pe cei doi lideri ai structurii europene care își dorește o Europa democratică puternică. Cel din dreapta, Donald Tusk, a avut un rol interesant pe ziua de astăzi, vom mai reveni asupra declarațiilor sale de presă. Și pentru a comenta acest eveniment, summitul Consiliului European, ultimul din anul 2017, am invitat în studio pe conaționalii, pe Juni, Andrei Vlășeanu. Bine ai revenit, Andrei, la 6TV. Bună seara, domnule colonel, bună seara, dragi telespectatori. Mihai Ardelean. Bună seara și bine m-a regăsit, domnul colonel. Și bineînțeles, Iulian Popescu. Bună seara. Mihai, aveam această focalizare a presei din România, din Europa, dar și din răsărit pe evenimentul de la Bruxelles. În mod paradoxal, acest eveniment survine în contextul în care la Moscova, ca din întâmplare, președintele Federației Ruse și-a organizat conferința de presă anuală. Noi acum însă ne focalizăm pe Uniunea Europeană, în condițiile în care și în România există nedumeriri privind viitorul acestei structuri și în condițiile în care la Consiliul Europei a participat de o manieră sobră, adecvată și președintele României, Klaus Werner Iohannis. Este un summit cu 5 pariuri, o să parcurgem pe rând cele 5 provocări pe care acest Consiliul Europei le-a luat în calcul, dar aș vrea acum să-mi faci o prezentare generală. Opinia ta despre relevanța sau nu acestei sesiuni a Consiliului Europei. Sincer, pe ansamblu, nu cred că relevanța mai are vreo notă de dat în acest context al problemelor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Problema este că avem de-a face cu foarte multe întâlniri formale, regulate, la niște timp foarte bine stabiliți, dar din păcate eficacitatea acestora de foarte multe ori lasă de dorit. Spre exemplu, un mic exemplu, dacă în 2014 am avut de-a face cu aproximativ 200.000 de migranți, ulterior parcurgând etapele întâlnirilor regulate la care toți liderii europeni au luat parte, uitați-vă că în 2015 am avut de-a face cu aproape 1 milion de migranți. Și aici mă refer în special la frontul, așa zisul front al frontul sudic al Europei, în special Franța, Spania și Italia și mai puțin Grecia. Pe ansamblu, dacă vom trece peste această aparență a livrării de rezultate, într-adevăr, probabil că vom putea, într-adevăr, să găsim niște soluții viabile pentru problemele cu care se confruntă Europa, în special în ceea ce privește consensul, care eu consider că este cea mai mare problemă. Eu cred că, pe de altă parte, principala temere care se naște în sânul Europei este, eu l-aș numi un neo-existențialism. O abordare firească de fel, pentru că fiecare stat în sine are o istorie diferită. Dar, spre exemplu, dacă tot, să luăm exemplu migrației, una este să fii italian și să privești problema migrației și să vehiculezi, să argumentezi această problemă în plenul Parlamentului European, alta este să fii britanic, sau olandez, mai bine spus, că de britanici în curând nu mai va fi vorba. Una este să fii român și să privești și să argumentezi pericolul care se naște de la răsărit și alta este să fii francez și să te raportezi la exact aceeași problemă. Deci, deocamdată Europa încă se confruntă cu acele, încă nu a rezolvat, mai bine spus, acele două imperative care s-au născut tocmai în momentul în care a luat loc, practic s-a enunțat certificatul de naștere al UE. Și anume găsirea unui echilibru între vocația națională, între autodeterminare și hegemonizare, între hegemonie. Practic asta a fost visul european post-război mondial. Să se creeze un consens
care să instaureze pace, să instaureze un progres din punct de vedere economic și, în ultimul rând, să asigure și un climat de securitate care să avanseze visul european. Iulian Popescu, care este valoarea ta privind acest eveniment? E semnificativ? E important numai pentru agenda celor care ocupă anumite posturi publice? Deopotrivă, este un eveniment care era pe ordinea de zi. Este și o foaie de parcurs din punct de vedere al acestor conferințe, al celor de la Parlamentul, de la Consiliul European. Vă spuneam că, de fapt, vă spun acum, cred că știți și dumneavoastră, s-au discutat mai multe aspecte pe ordinea de zi, printre care și cel Europa, cum arată Europa după Trump. S-a discutat iarăși despre rolul Europei în actualul format al Statelor Unite al Americii și actualul format NATO. Toate aceste aspecte, repet, au o importanță pentru România, pentru că s-a discutat pe lângă asta și despre un buget comun pentru o strategie de apărare. Deci, cum spuneați dumneavoastră anterior, nu este vorba de acea armată europeană care să rivalizeze la un moment dat cu Alianța Nord-Atlantică, ci de un sistem de apărare de care să beneficieze cam toate țările membre UE. Și vom aprofunda aceste probleme enumerate de tine. Pe lângă acest aspect s-a discutat, eu cred că ăsta a fost, de fapt, capul de listă al acestui summit, negocierea cu Marea Britanie. S-a negociat destul de dur. Spunea colegul meu anterior că nu se mai poate vorbi de cetățenii englezi în Europa, bar tocmai asta doresc, actul asta dorește exact, Tereza May, să în continuare cetățenii britanici să se bucure, mă refer la piața forței de muncă, să se bucure de acele privilegii. Un pic pentru ca să semnaleze distinșelor telespectatori, în dreapta avem imagini difuzate de Fox News, o televiziune americană care și-a concentrat atenția și în câteva minute pe această problemă a migranților, pe modul în care este percepută peste ocean problema migranților, deoarece migranții au fost și pe agenda reuniunii Consiliului Europei. Din această perspectivă, Andrei, cum comentezi această primă țintă a reuniunii liderilor europeni? Din punct de vedere strict politic, reprezintă o problemă destul de mare care deja nu neapărat că dăunează, cât durează de o perioadă lungă de timp. Din acest punct de vedere, la ora actuală, fluxul migranților este oprit pentru că există înțelegerea cu Turcia, care primește anumite fonduri pentru, de fapt, care să-i acopere costurile pentru tabere, pentru alimente, pentru electricitate, pentru tot ceea ce este necesar, dar, din punct de vedere politic, reprezintă o problemă pentru că abordările sunt diferite și aici mă voi referi strict la România, care nu ar trebui sau nu va trebui să accepte un număr mult prea mare, pentru că reprezintă până la urmă și o încălcare a Constituției României, care prevede că nu poți să relochezi pe teritoriul tău alte populații. Aici poate fi normal interpretat pentru că este o normă juridică, dar spiritul Constituției asta stipulează. Din punct de vedere al abordării europene, este un lucru de salutat, dar abordările care sunt în Uniunea Europeană diferă pentru că, așa cum a spus și colegul meu Mihai, viziunea reprezintă în continuare, din punct de vedere a cancelariei fiecărui stat european, chiar dacă este membru al Uniunii Europene. Visul care există la ora actuală în Europa, și anume de pace continuă, și așa cum o vedem la ora actuală, există și durează de atâta timp, trebuie acum să intre într-o altă etapă și aici când mă refer la etapă, în ideea în care Uniunea Europeană, deși a adus bunătate, a adus prosperitate, dezvoltare, a adus pace, pentru că astea sunt elementele păcii, trebuie acum să-și dea seama în ce direcție va merge. Și acum direcția care va merge este o posibilă federație, o Statele Unite ale Europei sau o renegociere
internă, politică, referitoare la ceea ce înseamnă suveranitate pe anumite capitole. Pe anumite capitole, normal, în funcție de cum își gestionează fiecare lider agenda proprie din punct de vedere a votului pe care el îl reprezintă în Consiliul European, pentru că Consiliul European este locul unde există puterea de veto. Parlamentul European propune, cam asta ar fi traducerea, propune anumite direcții, dar până la urmă decizia politică intră în cadrul Consiliului European, unde trebuie să întrunească unanimitate. Și aici unanimitatea înseamnă, de fapt, o negociere între fiecare lider în parte, reprezentantul Marii Britanii, în speță primul ministru, președintele României, conform Constituției, el reprezintă statul român. Lucrurile aici trebuie negociate pentru că, în momentul în care există un lider care este contra majorității, acea decizie nu intră în efectivitate. Astfel, există negocierile prezente acolo, că de aceea durează timp de două zile durează Consiliul European, astfel încât să existe tot timpul acea unanimitate politică care să mențină cursul european prezent la ora actuală. Da. Apropo de ceea ce vedem pe ecran, sunt imagini cu migranți care își povestesc destinul, cum au fost primiți, care au fost avantajele, dezavantajele. Donald Tusk a declarat astăzi presei că trebuie să recunoască că mâine va fi o zi grea, deoarece în privința migranților există mari deosebiri de vedere între țările din nordul și cele din sudul Europei, între țările din vestul și cele din estul Uniunii Europene. Pe acest fond, te rog, Mihai, să comentezi dacă poate într-adevăr ceva soluționa Consiliul Europei pe acest dosar al migranților. Sau este doar o reașezare în sensul că anumite țări vor da fonduri, alte țări vor accepta în baza acelor fonduri să primească migranți? Cum vezi tu acest dosar al migranților la nivelul Consiliului Europei? Ați pus întrebarea foarte bine, domnul Cornel. Dacă într-adevăr Consiliul Europei dispune de prerogativele necesare pentru a putea... E pe agenda această problemă și de aia te-am întrebat. Deci asta este o întrebare firească, dacă într-adevăr ne întrunim pentru a găsi soluții și a le implementa sau doar de a discuta și analiza o problemă pe care tot europeanul de rând o cunoaște. Cu privire la această discordie care s-a născut deja în sânul... Recunoscută de Donald Tusk oficial. Da. Deci Donald Tusk deja s-a transformat în oaia neagră din Consiliul Europei și i s-a adresat o întrebare indirect prin intermediul presei, pe cine a reprezentat de fapt domnul Donald Tusk? În numele cui a vorbit? În numele Europei sau în numele grupului de la Visegrad? Știm foarte bine care este poziția grupului de la Visegrad. Te rog să o reiterez și pentru telespectatorii noștri. Deci grupul de la Visegrad, format din Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, și-a exprimat o poziție care se împotrivește cotelor impuse de către Uniunea Europeană cu privire la acceptarea de migranți. În ultima vreme știm foarte bine care a fost politica cu precădere a Ungariei și a Poloniei. S-a exprimat foarte vehement împotriva proiectelor de coagulare a Uniunii Europene, iar acest dosar al migrației s-a aflat în avangardă. Eu, sincer, chiar aș dori să-mi expun și eu punctul de vedere. Pe de-aia te-am și invitat. L-am suspectat de ceva vreme pe domnul Tusk de un soi de troianism, dacă îmi puteți permite acest termen. Libertatea de expresie este asigurată forțat în România, fiind democrație. Prin troianism vreau să dau de înțelegere un soi de modus prin care încercăm să ne vehiculăm interesele, dar în mod camuflat, așa cum s-a întâmplat și în marea operă a lui Homer. Donald Tusk poate să semene cu un cal troian, dar unii zic că Donald Tusk, alții zic Donald Tusk. Donald Tusk, da. Probabil că este mai corect din punct de vedere al limbii, al țării din care provine. Probabil că se poate compara cu un cal troian, dar de data aceasta să-l privim ca și un husar înaripat, așa cum s-a prezentat. Bine, mie îmi place limbajul tău literar, dar revenind la realitate, este într-o funcție dificilă, într-o etapă dificilă pentru Europa. Într-adevăr, dar el s-a confruntat cu o problemă de legitimitate.
Pentru că foarte lumea s-a întrebat, ok, dar dumneavoastră, domnule Tusk, ați vehiculat o poziție care este contrară spiritului european. Să nu uităm, deci în sine problema migrației nu ține atât de mult de problema teroristă care se vehiculează foarte mult în presă. Migrația în sine poate să aducă și beneficii. Pentru că să nu uităm, Europa se confruntă cu un spor negativ. Avem un deficit de forță de muncă, în special în domeniul tehnic. Iar acești migranți care migrează din zonele de război, unde practic nu mai există nicio speranță de a duce o viață normală, ei au o predispoziție spre a învăța. Spre exemplu, acești domni, aceste doamne pe care le putem viziona acum pe ecran, ei și-au exprimat dorința de a face parte, de a se integra însă în Uniunea Europeană. Da, Mihai, dar trebuie să recunoaștem și au văzut telespectatorii pe imagini cu câteva minute în urmă. Problema este, oamenii aceștia au venit, dar acum a apărut fenomenul nou. Și-aduc părinții, și-aduc bunicii, și-aduc verișorii. Deci la un singur migrant se creează o listă de până la 40 de persoane. Este reversul medalei, domnul colonel. Așa cum și în perioada colonialistă am avut de-a face, cel puțin aici din punct de vedere la Europa Occidentală, am avut de-a face cu o bogăție extraordinară. Ulterior, reversul medaliei s-a întâmplat atunci când aceste persoane care inițial, să spunem lucrurile pe nume, au fost sclavi, au emigrat în țările cotropitoare, care s-au aflat la cârma administrației imperiale și și-au adus tot familionul. Deci, și noi suntem aici sclavii adevărului, din această perspectivă te ascult cu plăcere, dar aș vrea să vedem ce zice și Iulian. Eu aș vrea practic să răspund puțin întrebării dumneavoastră. Împotriva valului colonizator, că despre asta vorbim, al persoanelor venite din Siria și nu numai din Siria. Corect e să spunem avalului de migranți. Migranți colonizatori, eu prefer să zic așa. E și normal că să... Colonizatori erau dacă aveau pistoale, aveau bogăție, putere. Să știți că astăzi se colonizează altfel, este mult mai soft. Bun, acceptăm jocul de cuvinte, mergem mai departe. Da, e probabil un joc de cuvinte, da. E normal ca țările, ca statele membre ale Uniunii Europene să fie divizate, pentru că pe lângă impactul pe care l-au, cum spunea dumneavoastră anterior, țările din bazinul Mării Mediterane, pe unde sunt traseele de unde provin acești migranți, este și normal să existe aceste divergențe, pentru că nordul Europei, mă refer la zona scandinavă, se confruntă cu o natalitate și foarte scăzută, nu scăzută, și cu o lipsă de putere de muncă. Aceste regiuni, aceste state, ne înțelegând de care este impactul prim cu aceste, care este impactul prim cu acești migranți, automat creează divergențe. E vorba și de sume foarte mari, de subvenții, tocmai pentru a-i integra. Acum rămâne de văzut în ce măsură se pot integra ei. Unii sunt dispuși să lucreze, cei mai mulți nu. Spuneați dumneavoastră anterior că sunt veniți cu planuri mari să-și aducă și rudele rămase în țările... Este o îngrijorare care presa de la Paris, de la Berlin a semnalat-o, a reiterat-o. Imaginați-vă ce divergență este între Spania, Italia și Grecia, care sunt porțile, cele mai mari porți de pătrunde în Uniunea Europeană, spuneau colegii mei și de Ungaria, și pe de altă parte Finlanda, Norvegia, care ele nu sunt prea impactate de acest flagel în mod direct. Ele, evident, și practic așa asistăm la o sciziune de viziuni, de strategie în sânul Uniunii Europene, și eu cred că acest summit, a nu știu câta oară, vine să reglementeze într-un fel această divergență, acest pluralism de opinii, și nu, de ce nu, să împartă în mod corect și în mod normal fondurile alocate integrărilor. Avem acum pe ecran o imagine sugestivă. Această imagine, Andrei, aș vrea să o comentezi tu, pentru că se referă la un lucru care ține tocmai de modul în care se rezolvă sau nu criza migrației la nivelul Consiliului Europei în Uniunea Europeană. După declarația lui Donald Tusk, tare mă tem că răspunsul nu este unul pe măsura așteptărilor. Din punct de vedere geografic, pentru că geografia este prima vioară în tot ceea ce înseamnă cultura politică
nu neapărat europeană, ci mondială, într-adevăr, vedem, avem acest impact, că e Grecia, că este Italia, că este Spania, că sunt Franța, care are o bogăție culturală și din acest punct de vedere, având în vedere că Franța are, într-un fel neoficial, o politică prin care acceptă că cetățenii fostelor colonii sunt în continuare copii ai Franței. Vedem la fel Germania acum, care a acceptat valurile cele mai consistente încă de la începutul crizei, pentru că este o criză, și automat vedem impactul politic și prin măsurile financiare, pentru că ei reprezintă cei mai mari, până la urmă, binomul franco-german, care, într-un fel, nu neapărat că stimulează, ci direcționează politica europeană la ora actuală. Un alt lucru care merge în convergență cu ceea ce spun sunt statele din Est, că suntem noi, că suntem Polonia, că sunt statele baltice, care au o altă viziune din punct de vedere a impactului asupra propriilor lor politici. Și aici mă voi referi în speță la Marele Vecin de la Răsărit, prin potențial, nu neapărat inamic, cât o potențială implicare asupra securității. Și automat de aici se intră în clivaje, pentru că, așa cum am spus și anterior, în Consiliul European toate deciziile politice se iau în unanimitate și automat se impune de la sine înțeles faptul că există negocierea politică între lideri. Lucrurile care impactează într-adevăr, criza migranților este foarte puternică. La ora actuală avem în Libia blocați 10.000 de migranți. Nu există acum soluții concrete. S-a încercat și exista, din câte am înțeles eu, în urma unor informații, că exista un program foarte bine finanțat. Era o idee de draft. Un program foarte bine finanțat, astfel încât să se meargă pe ideea de prevenție, în care s-a axat foarte mult pe zona africană, în care cetățenii acelor state care ar fi dorit ulterior să intre în aceste caravane foarte bine structurate și operaționale de aducerea migranților din spațiile, că sunt spații de conflict, că sunt zona africană, să-i introducă în tot ceea ce înseamnă spațiul european. Dar ceea ce trebuie făcut este ideea de prevenție. Avem, să luăm din punct de vedere geografic, strict zona africană, în care mai avem zone de conflict, dar în care se pot face și cu ajutorul ONU, în acest caz cu căștile albastre, pot fi structurate tabere în care cei care ar dori să migreze, să se ducă acolo pentru siguranță, pentru securitate și să rămână acolo. De ce? Nu vreau să fiu, să am o poziție necreștină din acest punct de vedere, dar eu sunt obligat ca cetățean al Uniunii Europene și de fapt cetățean euroatlantic să mă gândesc și la drepturile mele din acest punct de vedere. Apropo, telespectatorul care se uită acum la noi ar putea să zică și ce ne privește pe noi românii, că e o presiune pe Italia, uite, ungurii și-au ridicat gard, la noi președintele a manifestat echilibru și s-a găsit o facilitate într-o anumită zonă pentru ei, au mai fost prinse niște bărcuțe pe Marea Neagră de autoritățile care asigură granița maritimă a României. De ce ne interesează pe noi atât de mult acest dosar? Ne interesează foarte mult acest dosar și nu, într-un fel, nu că ar fi o problemă pentru noi România, având în vedere faptul că în România la ora actuală există minorități, mă refer la minoritatea turco-tătară, care este de religie islamică, sunt cetățeni modeli ai României. Și sunt cetățeni europeni demni. Și asta doream să subliniez. Dar există tot timpul riscuri. Iar orice politician român trebuie să se gândească, indiferent de funcția în care se află ales, mai ales, trebuie să se gândească la ceea ce înseamnă impactul asupra ordinii constituționale din România.
Iar ordinea constituțională din România, conform, așa cum am și acum reiterez, spune că nu putem reloca pe teritoriul României populații. Normal, cum am spus, poate fi interpretat, dar spiritul Constituției, când se face orice fel de interpretare, spiritul Constituției contează și este primordial. Am înțeles, mai avem 2 minute până la pauza publicitară. Ai vrut să intervii. De 3 ori ai ridicat mâna, ori am fost fascinat de ce spunea Andrei. Andrei totuși vine cu o chestiune foarte interesantă și inedită. Recursul la Constituția României. Ei, sigur, sunt lucruri care văd că trec așa puțin neobservate. Totuși, ca să răspundem puțin de ce ar interesa pe oameni de rând, pe români, pe cetățean. Păi, haideți să vedem. Ei spunea Andrei că avem o minoritate care s-a integrat pe parcursul timpului. Mai sunt mici minorități de turce, siriene, care în continuare s-au integrat, nu s-au integrat. Dar nu asta e problema. Problema este că în condiții în care România trece printr-o, din punct de vedere al politicii interne, trece printr-o perioadă destul de ciudată, de ceață internă, ori să primești acești migranți pe care trebuie să le asiguri din partea Uniunii Europene și să te asiguri tu că au hrană, au dăpost, au ce mânca și să le dai și un job și un serviciu. Trebuie să integrezi, ori ca să integrezi, trebuie să aloci sume mari de bani. O parte din bugetul național și Excelența o parte de la voastră. Comunitatea Păi Europeană. Să ne aducem aminte de Bavaria, de localitatea Garmisch, unde musulmanii i-au integrat pe germani. Nu-mi doresc să le-au schimbat mâncarea în școli, știu. Au schimbat Biblia pe Coran. Este o problemă. De aici, și câștigul la limită la ultimele alegeri al cancelarului Angela Merkel. Germanii nu uită și nu iartă tot ce poate afecta cultura germană, statalitatea germană. Pentru că germanii nu uită ce au pățit britanice. Și aici a fost bună remarca de la început a lui Mihai Ardelean. Cine locuiește acum în Londra, în majoritate? Musulmanii. Cine este primar la Londra? Da, un cetățean britanic, dar de credință musulmană. În concluzie, dacă îmi permiteți, e normal ca pe cetățenii români să-i intereseze ce se întâmplă cu banul public, pentru că automat subvenționează și ei, și noi cu toții dăm bani la chestia asta. Și să nu uităm, spunea Andrei anterior, nu știu cât de veridic, dar sunt instituțiile statului reglementate care se ocupă cu asta, pot, la un moment dat, pot fi un focar sau o pepinieră de terorism. Ceea ce este puțin probabil, dar există această Paza bună trece primești de area. Vom continua discuția cu cei 3 juni invitați după pauza publicitară. Continuăm emisiunea Ziua Z. Avem acum pe ecran o nouă imagine care ilustrează un alt dosar pe care cei care participă la Consiliul Europei de azi și de mâine l-au luat în discuție. Despre ce este vorba, Iulian Popescu, și care este evaluarea ta privind semnificația și deciziile pe această zonă? Da, e vorba de planurile pentru Uniunea Economică Monetară. Mi se pare firesc acest subiect, dat fiind faptul că este și final de an, era normal să vină ori la începutul anului, ori la finalul anului. Va avea succes ideea președintelui Franței Macron ca Uniunea Europeană să aibă un ministru de finanțe, un ministru care să se ocupe și de economia Uniunii Europene? Au mai fost aceste planuri. Știi, chiar țin minte, Angela Merkel și într-un tandem cu Sarkozy au propus acest aspect, acest lucru, acest stil, acest mecanism. Încă nu a reușit și sunt sceptic, pentru că Europa, spuneam anterior, este destul de scindată la nivel decizional, la nivel economic încă se mai discută, dar se discută tern și se merge pe repede înainte. Iarăși trebuie
să-l legăm puțin de Brexit, pentru că și aici și acest val de negocieri, de renegociere cu guvernul de la Londra. Deja suntem după 6 luni de negocieri cu Marea Britanie. Ține cap de afiș și influențează într-un fel aceste planuri. Sincer, nu îmi fac prea mari speranțe, pentru că au mai fost aceste strategii. Deci nu te lași păcălit de dosarele intitulate destul de pretențios. Dar este și normal să se întâmple așa ceva, pentru că se încearcă o preluare de leadership politic, disputa eternă, disputa între Franța și Germania. Macron, lider tânăr, lider cu perspectivă, încearcă să-și impună un punct de vedere care, iarăși v-am spus, el a mai fost anterior, nu s-a reușit nimic. Am înțeles că Siegfried Mureșan, negociatorul șef al bugetului UE, au deja, deci să cam încheie anul. Eu, în spectrul ăsta privesc, încheie anul, se fac bilanțuri, se fac strategii. Ne-am obișnuit cu administrație centrală europeană tot mai laxă. Păi, și înțeleg de la tine că la Consiliul Europei Moș Crăciun este sărac? Nu am zis așa ceva. Dar zic eu. Ok, dar este sărac în praxis. Foarte greu să implementează aceste lucruri. Nu știu cum nu știu exact punctul de vedere al grupului de la Visegrad, care este destul de, și aici este destul de vocal. Rămâne să vedem exact care sunt păi finalitatea. Un enunț. Trebuie să grupul vedem de la Visegrad face ceea ce face Trump peste ocean. Da. Trump a zis America mai întâi de toate, iar grupul de la Visegrad, țările noastre, înainte de orice. Și iarăși trebuie să nu uităm un aspect, dorința fiecărei stat din estul Europei, da, din estul comunității europene, care își dorește să fie mai aproape sau mai departe de centru de putere, de mult vehiculatul cel nucleu dur al Uniunii, decizional al Uniunii Europene. Fiecare aici își negociază, fiecare administrație prezidențială face lobby. Eu cred că totuși îi dă bine pe agenda de zi acest plan. Da, e fi bun la Uniunea Europeană, că nu-i super pe cei care Sigur, adică dar nici nu avem cu ce să-i supărăm, domnul Bilescu, pentru că au mai fost aceste lucruri și nu se implementează. Sau dacă se implementează, se implementează cu viteza. Ok, am înțeles. Andrei, opinia ta pe același dosar? Din punct de vedere strict formal, normal. Nu există o șansă de reușit, având în vedere că dacă e să ne gândim un minister și transpunem în logica instituțională europeană un comisar pe finanțe, deja toată lumea ar fi un pic în unghii. Pentru că... Dar se vorbește de un fond monetar nou numai la Uniunea Europene. Se vorbește, dar nu cred că va fi nimic... Ba chiar s-a avansat și o cifră inițială de 500 de milioane de euro, dacă am reținut corect cifra. Având în vedere bugetul și puterea economică a Uniunii Europene, 500 de milioane de euro, normal, poate fi un început, dar ca și impact, ca și greutate, nu are aceeași valoare. Dar gândindu-ne strict din punct de vedere instituțional și pe urmă intrăm și în logica politică UE supranațional cu național, automat ar exista o tendință de subordonare din punct de vedere instituțional, birocratic, ceea ce într-un fel contravine, dar nu contravine spiritul european din tratate. Pentru că automat orice lider care ar fi în această poziție și ar dori să aibă un impact mult mai mare din punct de vedere politic asupra ceea ce se întâmplă în zona națională și, pe urmă, ar veni, de exemplu, ministrii de finanțe, că e român, că e polonez, că e francez, care ar spune, stai un pic, să nu mergem chiar atât de departe. Adică ar exista aceste, nu neapărat clivaje, cât ar exista aceste... mici joncțiuni nefericite, care ar trebui reglementate normal prin discuții, prin negocieri, care ascultându-te cu atenție, înțeleg că dacă
dacă acest nou minister sau, mă rog, acest nou comisar pentru finanțe, ca să folosim o formulă specifică Uniunii Europene, de pe acum are greutăți, pe atunci ce enunți făcea Martin Schulz cu Statele Unite ale Europei, e de viacul 22. Dar ce vreau, Andrei, două secunde să nu... Avem acum pe ecran un documentar interesant, puteți vedea subtitrat în limba engleză, ni se explică ce înseamnă Uniunea monetară și în același timp care ar fi avantajele, dezavantajele pentru arealul european. Te rog să continui. Da, scuză-mă că te întrerup. Este vorba, eu cred că aici este vorba doar de supremația la nivelul leadership-ului, pentru că este vorba de forța monetară, adică ce e mai important, da? E important să vedem cine, ce țară își arogă și ce țară vrea să-și trimită acest... foarte bună observația ta, pentru că știi de ce e foarte bună? Acest pentru comisar. Că Berlin nu are reticențe față de așa ceva. Sigur că da, atunci înseamnă, fără dar și poate, Franța vrea să-și impună punctul de vedere și, practic, asistăm la o reechilibrare a balanței franco-germane cu o ușoară tendință către Franța, comparativ cu anterior cu Uniunea Germania. De acord cu tine, uh-huh. Și ca să continui ideea, acum președintele Macron încearcă să rupă tradiția de la Élysée, în ideea în care niciun președinte francez care a făcut parte din Consiliul European nu a avut nu neapărat capacitatea, cât posibilitatea să aducă orice câștig european ca și suport politic intern. Și acum vedem faptul că președintele Macron, care a câștigat pe o platformă pro-europeană deschisă, clară, convinsă, vine și încearcă acum să își realizeze din punctele pe care el le-a prezentat public în campanie. Ceea ce merge într-o joncțiune destul de interesantă este faptul că normal, președintele Comisiei Europene are tot interesul din punct de vedere politic. Te rog un pic, pentru că avem o imagine nouă. Este un vot în care doamna aparent de fier, doamna premieră a Marii Britanii, a fost înfrântă de cei care vor să o controleze în Parlamentul Britanic. La o diferență mică de voturi, Parlamentul Britanic a hotărât că el va avea ultimul cuvânt în ceea ce privește modul în care se vor finaliza acordurile de ieșire a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Din această perspectivă, Mihai Ardelean, cum vezi acest vot? Când v-ați referit la doamna de fier, vă referați la doamna din imagine? Nu. Pare mai mult la doamna de gelatină, să mă scuzați. Da. Am zis doamna de fier, sigur că doamna de fier în istoria postbelică a fost Margaret Thatcher, dar trebuie să recunoaștem că actualul premier britanic trece printr-o perioadă foarte grea, trebuie să lupte cu Parlamentul, cu propriul partid, cu proprii alegători, să înțeleagă că are un mandat limitat și totuși pe mandatul ei istoric să realizeze Brexit-ul, că îi place, că nu-i place. Ea este însuși un produs al Brexit-ului. Deci, în momentul de față, acest... Vorbim de Theresa May. De Theresa May, da. Premierul Marii Britanii, care a suferit o înfrângere colosală în Parlamentul Britanic. Scuze-mă, de ce colosală? Pentru că era de așteptat, dat fiind sondajele și o scădere în popularitate. Colosală în sensul May, că puterea, se pare normal ultimul că... cuvânt, acum va fi de partea parlamentarilor și nu de partea guvernului. Sigur. Păi da, până la urmă... Deci este o chestie care este de premier în sânul britanic, în sânul... Da, dar e de consolidarea democrației. În definitiv, o țară care parlamentul are cuvântul decisiv este o țară într-adevăr democratică, puternică, cu o democrație consolidată. Marea Britanie are o tradiție în sensul ăsta. Ok, și pe Theresa May cine a votat-o? Cine a pus-o în funcție? Nu însăși Parlamentul? Da, dar totul e corect, dar totul e semnalat, a pus-o în funcție, dar cu un mandat clar. Acum Parlamentul e cam ia din mandat. Îi spune, da, negociezi. Deci asistăm la un caz Grindeanu, marca nu mai duce până acolo. Nu chiar. Dar fiind faptul că poporul, de fapt, cetățenii Marii Britanii, clar nu mai agrează. Și este da, din punct de vedere al exercițiului democratic, de într-adevăr, stimez acest rezultat. Dar în momentul la Bruxelles s-a comentat că ea se duce la această reuniune a Consiliului Europei înfrântă. Poftim. Da. Și tocmai asta este problema, pentru că este o lovitură de imagine. Corect. Theresa May, doamna Theresa May, în momentul de față, lasă impresia cum că cuvântul ei nu mai are atât de multă greutate.
în special în raport. Asta cu... e interesantă nuanța ta, cum adică lasă impresia. Păi lasă impresia, normal că a pierdut. A pierdut un vot important, ok, poate colosal este puțin cam exagerat, puțin forțată noțiunea, dar în momentul de față, Theresa May era considerat un soi de negociator șef cu privire la rămâne negociator șef, dar nu mai are ultima decizie. Tocmai asta este și problema, între ghilimele, pentru că acum ultimul cuvânt îl vor avea parlamentarii din Marea Britanie. Andrei, vreau să intervii, te rog. Vreau să fac și o subliniere, o notă de esență și să spun următorul lucru. Doamna Theresa May, înainte de a fi premier, a fost unul dintre cei mai longevivi Home Secretary. Home Office-ul sau un fel de minister de interne este considerat jobul cel mai greu din întregul din întreaga arhitectură instituțională britanică. Nimeni nu-și dorește acel job, este considerat cel mai greu. Marele Winston Churchill la începutul secolului 20 a stat decât un an jumate. Nu a mai putut să facă față la întregul mandat pe care l-a primit, pe când doamna May a reușit să stea undeva la vreo 6 ani de zile. A fost normal considerată a doua doamnă de fier pentru că pur și simplu a rezistat în întreaga rigoare instituțională imediat, Iulian, dar într-adevăr acum doamna May se duce la Bruxelles cu tocul rupt de la un pantof. Pentru că toată asta lumea... înseamnă literare, văd da. Că aveți afirmații. Ce vreau să completez, antologice, da. Spunea Mihai bine anterior, Theresa May în fond este produsul Brexitului. Partidul din care provine și-a asumat într-o perioadă delicată a încercat să cațe revalul, să urce pe val. Nu aveau de ales. Nu aveau de ales, au zis să le încercăm noi, le-a reușit până la un punct, este asociată cu Brexitul, deci cetățenii Marii Britanii deja... Deși a votat împotrivă, da? Este interesant. E asociată, i s-a pus deja această ștampilă și... Are această imagine, asta, da. Această imagine, deși este... Ca orice urcare, oricărei urcări îi corespunde o coborâre vertiginoasă. Tu, în parte, ai zis foarte bine. Mi se pare normal... cum puterea, iată ce înseamnă democrație consolidată, cum puterea imediat cum s-a stăbit autoritatea, evident, dată de votul de sondaj de opinie, deci de populație, autoritatea a trecut de la persoana care a scăzut în popularitate către Parlament, care este garantul democrației într-un stat. Parlamentul a acționat democratic în sensul că nu i-a luat practic atribuțiile, dar a zis hotărârea finală o luăm noi. Noi zicem da. Sigur. În această perspectivă este o forță. Este o forță, da. Mai fac o mică notă de esență. Imediat după votul Brexit, efectiv votul popular, s-a făcut schimbarea de premier. S-au schimbat și imaginile video. Avem imagini din ultimele ore difuzate de Financial Times pe această temă și te rog să continui acum. Imediat după ce s-a schimbat de la David Cameron, s-a trecut la Theresa May, a existat o perioadă în care... A se observa că expertul care este în studio este cetățean britanic, este la Financial Times, dar bineînțeles că provine dintr-un alt areal. Este da. Un cetățean britanic cu toate drepturile de plin asigurate. Așa. Dar ceea ce doream să spun este faptul că doamna Theresa May încă de la începutul mandatului a primit hotărâri judecătorești, inclusiv dacă mi-aduc eu bine aminte de la Curtea de Apel din Londra, în care obliga pe dânsa ca premier să se ducă către Parlament referitor la tot ceea ce înseamnă Brexit. Pentru că au existat anumite acțiuni în justiție care au obligat-o să meargă către Parlament. Chiar știrile la acel moment erau destul de savuroase din acest punct de vedere și unii analiști chiar se întrebau de faptul că reticența doamnei May, deși se știa deschis de faptul că e o anti-Brexit, ulterior fiind forțată de conjunctura politică și de votul popular să meargă contra propriilor ei credințe, toată lumea s-a temut de faptul și există, mai ales în cadrul votului de astăzi, faptul că Parlamentul rămâne într-o majoritate care am văzut-o acum, rămâne un brexitanism, dar mai pro-UE.
Cam asta ar fi nota de esență care este prezentă acum la Logra. Și eu să propun celor de la DEX termenul ăsta care m-au uilit, cum ai zis, brexitanism? Da. Cred că nu vine de la satanism, nu? Nu, nu, da. Niciun caz. Sau brexitism. Găsim o formulă mai vivace. Dar, din punct de vedere politic, Parlamentul European, Parlamentul Britanic are și are această doză destul de consistentă care dorește, dacă o iese, să respectă votul popular, dar să rămână apropiat și, de fapt, foarte apropiat de valorile europene. Da, este foarte interesant că, deși Marea Britanie a ales să iasă din Uniunea Europeană, atunci când a venit vorba de cooperarea structurată permanentă, Marea Britanie, Danemarca și Cipru au ținut să fie printre primii semnatari acestui document. Ceea ce înseamnă că pe toți îi preocupă, dincolo de divergențele pe dosare pe care noi le-am discutat, o apărare comună pe niște obiective care o să le punctăm adecvat. Mihai, mă interesează pe fondul acestor imagini, pentru că tu ai semnalat drama prin care trece Marea Britanie, cu o populație îmbătrânită, cu un aflux de migranți, bun, sunt supuși unor reguli de selecție foarte clare, dar totuși acolo, pe termen scurt, cel puțin, dosarele de relaționare a puterii de la Londra cu proprii cetățeni de altă naționalitate nu sunt rezolvate. Și observăm că și la nivelul Uniunii Europene, și acum discutăm de cele două zile ale Consiliului Europei, și aici parcă sunt niște frâne. Sunt niște frâne care țin mai degrabă de mentalități. Mentalități diferite care nu ajung la acel consens. Apropo, stimați telespectatori, știați că Marea Britanie nu are o Constituție oficială? Poate din cauza asta oscilăm uneori în această dihotomie care s-a întâmplat și în cadrul Parlamentului Britanic. Uneori a fost, adică într-o zi a fost o monarhie constituțională și dintr-o dată s-a transformat într-o republică parlamentară. Foarte interesant. Dar observ că ai aceeași gestică ca și redactorul de la Financial Times. Deci dacă transferăm dialogul nostru în limba engleză, ai putea avea Vocația o experiență acolo. Vocația mea este de geopolitică, domnul colonel, nu prea am de-a face cu cifrele, doar când este vorba despre demografie. Da, da, un om care este pasionat de geopolitică, dacă nu ține cont de bugetele alocate unor acțiuni, absolut, de ordin social, politic, militar, probabil că are o analiză estompată în raport cu ceea ce ar putea să fie 100% bun. Așa este. Într-adevăr, cum ați punctat foarte bine, domnul colonel, problemele cu care se confruntă Marea Britanie sunt prezente și în cadrul UE. Avem o imagine inedită, stimați telespectatori. Această imagine am rezervat-o special pentru Iulian, pentru că, Iuliane, se pune o problemă dacă nu se reglementează bine modul în care va fi acest Brexit, vor avea probleme scoțienii cu producția de whisky. După cum și irlandezii vor avea probleme de trafic comercial. Iată că Marea Britanie simte la nivelul economiei sale de pe acum presiuni. Sunt informații pe care presa britanică le-a preluat chiar de la proprietarii unor facilități care își pun problema dacă nu cumva Brexitul va impune o mărire a prețului la whisky. Face parte din aceste măsuri, fac parte din pachetul de negociere dintre Marea Britanie și Parlamentul European. Fără doar și această imagine ca și comentarea aferent astăzi a fost difuzată la Londra și fiind la ziua Z, astăzi o punem și noi pe tapet. Sunt lucruri care se schimbă și mă refer la prețuri, pentru că vorbim de o migrare și de o estompare a forței de muncă la nivel european, automat prețurile își vor schimba traiectoria. Brandul și brandul național, într-un fel, scociul, whisky-ul, este și el un fel de monedă de schimb, pentru că pentru Scoția... Dar și un produs care aduce bunăstare celor care lucrează în întreprinderile respective. Sigur, vorbim despre această volatilitate a pieței de muncă. Această volatilitate care creează oscilație a parității euro-liră și automat lucrurile capătă o altă traiectorie. Mi se pare normal faptul că prețurile or să crească puțin, pentru că
Vă dați seama, atât timp cât negocierile acestea durează tot mai mult dintre Londra și Bruxelles, automat, lucrurile nefiind clare, asistăm la o lichiditate a acestor prețuri. Mi se pare normal, eu mă aștept și la alte branduri, la scumpiri, nu foarte mari în Marea Britanie, dar se simt. Și în Europa, evident, pentru că totuși a plecat o țară precum Marea Britanie. Dar totuși aș vrea să punctez puțin aici, eu mă gândesc puțin, haideți să ne gândim puțin la românii noștri din Marea Britanie. Sunt cetățeni europeni, se negociază soarta lor în acest moment, pentru că despre asta vorbim. Eu îmi doresc ca să găsească acea punte firavă de legătură între cele două palate europene, pentru că sunt europene, să existe această continuitate din punct de vedere al migrației și al migrației forței de muncă, atenție. Eu cred că asta este pilonul principal al acestor discuții. Evident și... Trebuie să recunoaștem că România, prin vocea președintelui, a avut o poziție echilibrată. Echilibrată, sigur. În același timp și Marea Britanie are conexiuni bune pentru România. Se vedea prezența periodică de două ori pe an a prințului Charles, prințul moștenitor al coroanei Marii Britanii. Și pe plan militar, avioanele britanice sunt cele care până în luna august au participat alături de escadrilele Forței Aeriene Române la menținerea cerului senin al țării noastre. Britanicii au făcut acest lucru, au făcut și americanii, au făcut și canadienii. Să fim atenți la aceste nuanțe în care noi, practic, din punct de vedere militar, avem un sprijin clar a ceea ce s-ar numi partea atlantică a NATO. Lucru care contează. Acest club select. Da. Cum stai cu whisky-ul, Andrei? Nu am fost niciodată un admirator. Aici era vorba de modul în care percepți această știre, care a fost imediat preluată de presa britanică. Noi vorbim de whisky, dar este doar un indicator, putea să fie și alt produs. Sunt convins că vor fi și alte materiale de la patroni care își vor exprima îngrijorările, pentru că nu știu de fapt care sunt finalitățile acestor negocieri și pe ei interesează cu cât va crește prețul de a-și vinde marfa, și asta înseamnă niște lucruri tăiate din fondurile de salarii, din fondurile de înzestrare. Vezi altfel lucrurile? Eu văd lucrurile un pic diferit, în ideea în care, dacă e să ne gândim strict ca și produs, whisky-ul, este Scoția, care Scoția, mai ales după votul Brexit și chiar și în campania Brexit-ului, Nicola Sturgeon, cea care este liderul scoțian, a avut o poziție de remain, adică Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, pentru că beneficiile pe care strict Scoții i-au fost aduse au fost destul de consistente. Și aici putem să intrăm inclusiv pe ce înseamnă și Țara Galilor, care la fel a beneficiat foarte mult din punct de vedere al fondurilor europene de dezvoltare. Dar strict pe această problemă, da, există, până la urmă, Uniunea Europeană reprezintă un cumul, un mozaic foarte interesant din punct de vedere cultural, fiecare limbă, și când ne referim la limbă, ne referim la propria patrie, așa cum spunea Nichita Stănescu, limba română este patria mea, fiecare limbă aduce bagajul cultural pe care îl are. Aduce tot ceea ce înseamnă zona locală. Și acum că ne referim la Scoția... Pentru că mi-ai creat un fior, apropo de ce spui tu, mi-am adus aminte de declarația nefericită a lui Igor Dodon, președintele propriului birou de la Chișinău, care spunea că limba moldovenească e ca limba italienească. Domnul Dodon, că tot mi-ați ridicat ștacheta, mi-ați ridicat mingea la fileu, domnul Dodon va trebui să se supună Constituției pe care va fi modificată în curând referitor la articolul 13, în care Curtea Constituțională încă din 2013 a dat o hotărâre care spune că limba de stat a Republicii Moldova, acel stat încă care nu va mai rămâne mult timp, este limba română. Care, de ce este limba română? Pentru că Constituția venea și contrazicea declarația de independență a Republicii
Moldova, care acea declarație de independență a fost recunoscută de comunitatea internațională și are dreptul de întâietate în fața oricărui act juridic. Și eu ca moderator am întâietate în fața voastră ca să anunț pauza publicitară. Continuăm după calupul afectat unor imagini sugestive pentru memoria dumneavoastră selectivă. Continuăm emisiunea Ziua Z. Avem pe ecran o imagine sugestivă pentru următorul dosar discutat la Consiliul Europei azi și mâine. Este vorba de cooperarea structurată permanentă, despre care zilele trecute spunea ministrul Apărării Naționale Mihai Fifor că este foarte bine că inițial la nivelul ministerului, apoi la nivelul președintelui Iohannis, noi ne-am manifestat din start prezența, pentru că avem experiența de la NATO și atunci n-am intrat în primul val. Iar acum toate țele și-au dat seama că trebuie în primul val să semneze, să fie prezente, deoarece această cooperare structurată permanentă vizează domenii foarte clare. Nu este vorba de o armată europeană, NATO rămâne vârful de lance al defensivei europene, dar este vorba de o cooperare pe domenii specifice, cum ar fi, de pildă, ca să dau un singur exemplu, apărarea cibernetică. Despre acest dosar, aparte, acum, la Ziua Z, vreau să ne vorbească Andrei Vlășeanu. Această cooperare este un lucru de salutat. Este un pas foarte mare care s-a făcut din acest punct de vedere și acest lucru s-a putut vedea încă din vară când miniștrii ai apărării și de externe au semnat. Acum pur și simplu liderii europeni au venit să consfințească, inclusiv să dea greutatea politică necesară în votul din Consiliul European, astfel încât lucrurile să devină de-a dreptul permanente. Este un lucru de salutat pentru că, din câte am înțeles eu, sunt inclusiv ceea ce înseamnă cercetarea militară și dezvoltarea tehnicilor militare. România, mai ales acum, în direcția pe care au luat-o din punct de vedere a achizițiilor și a dezvoltării industriei de armament, reprezintă un aport, inclusiv de natură financiară, care să o ajute în această direcție de dezvoltare. Este un lucru de salutat, dar ceea ce eu mi-aș dori ar fi ca acesta să fie doar un prim pas înainte și să urmeze alții mult mai consistenți. Nu reprezintă o întretăiere cu NATO, nu reprezintă o suprapunere cu NATO, ci reprezintă pur și simplu o sinergie cu tot ceea ce înseamnă arhitectura instituțională și operativă a NATO, pentru că pur și simplu vin împreună, se ajută una pe alta. NATO reprezintă până la urmă un club militar de natură defensivă și reiterez acest lucru, defensivă, dar care, normal, trebuie orice armată a NATO să fie pregătită, iar PESCO vine pur și simplu să o ajute în această direcție. Tot pe tine vreau să te întreb, tot ministrul Apărării Naționale, domnul Mihai Fifor, a precizat că da, este nevoie de un Schengen militar, este informație publică, și da, este nevoie ca, așa cum a zis generalul Ben Hodges, să fie asigurată o fluiditate a transporturilor din adâncime, transporturilor militare ale NATO către granița de est în situație de criză pentru apărarea acestui spațiu comun euroatlantic. Deja lucrurile încep să se lămurească. Deci o cooperare pe tehnologia de luptă, o cooperare în războiul cibernetic, o cooperare în ceea ce privește facilitarea unei dislocări mai rapide pe căile de comunicație existente spre zona de est. De ce spre zona de vest a Alianței Nord-Atlantice? Pentru că aici sunt încă tensiuni. Este situația de criză din Ucraina, este situația incertă din Turcia. Am văzut că pe timpul vizitei în Grecia președintele Dogan a reamintit de granițe și a pus problema de... Mulți s-au întrebat de fapt ce vrea, schimbarea granițelor sau o presiune pe statele din zonă. Opinia ta și apoi opinia lui Mihai Ardelean.
Vă referați la, vizita în Grecia, a reiterat o poziție politică referitoare la ceea ce înseamnă Cipru, având în vedere faptul că negocierile privind reunificarea Ciprului sunt în continuare și se derulează. Dar ceea ce reprezintă PESCO, întorcându-ne la, subiectul de bază, reprezintă un ajutor pe care acum Uniunea Europeană își dă seama și de realitățile din, pur și simplu din spațiul pe care o înconjoară, pentru că la ora actuală Uniunea Europeană, de la nord, pormă trecând sud, sud-est, sud, pur și simplu este înconjurată de focare de conflict, că ne referim la Ucraina, că ne referim în arealul Mării Negre, că ne referim la Siria, că ne referim, Liban, că ne referim în Egipt, acum vedem că ce se întâmplă în Egipt, în peninsula Sinai, ce se întâmplă în Libia. Până la urmă există aceste focare, iar Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită, din foarte multe puncte de vedere, să fie pregătită pentru a-și apăra propria securitate. Că încă o dată ne întoarcem la ceea ce se dorește. Ce ne dorim până la urmă pentru noi ca cetățenii Uniunii Europene? Ne dorim un stat federal? Ne dorim o renegociere a ceea ce înseamnă structura europeană? Nu pot eu să dau răspunsurile, ci răspunsurile le vor da liderii pe care noi îi alegem, care în fața noastră vin cu anumite planuri, cu anumite proiecte. Eu, strict cetățean al acestui spațiu euroatlantic, și le fac prin această valoare euroatlantică, reprezintă și dezvoltare, reprezintă libertate, reprezintă drepturi și reprezintă securitate. Eu îmi doresc ca lucrurile să meargă spre o direcție federală, pentru că îmi asigură mie, ca cetățean, propria securitate, propria dezvoltare, propria prosperitate și propriile mele drepturi. E un punct de vedere pe care ți-l respect, Mihai Ardelean, avem imagini, vrând nevrând, NATO are această conexiune cu Uniunea Europeană. Da, We Are NATO e campania, noi suntem NATO. La NATO se vorbește de război cibernetic, dar în același timp Uniunea Europeană are ca prioritate în cadrul PESCO, cooperativa, adică cooperarea permanentă structurată, și războiul cibernetic. O să vedem imagini prin care și tinerii sunt angrenați, au fost recent angrenați la un eveniment în care s-a vorbit și s-au evaluat riscurile. Pentru că riscurile mari sunt să fii supus unui atac cibernetic care să te lasă fără curent electric, să te lase fără posibilitatea de a comunica, și atunci nici nu mai trebuie să trimită adversarul tancurile, că ești knock-out din punct de vedere tehnic. Opinia ta? Eu aș vrea să trasez o paralelă cu ce am discutat adineauri referitor la declarațiile domnului Tusk. Dacă el a declarat clar că problema migrației este strict problema celor cu care se confruntă cu această problemă... Prefer să-i spui în continuare Tusk, adică misiune, Tusk, nu Tusk. Tusk. Da. Hai să cădem totuși un acord. Să-i spunem Donald Tusk. Da. O dată pentru totdeauna. Adică ești convins că are o misiune aparte. Nu, dar eu... Că era vorba despre apărarea comună. Că asta este substratul de la care noi pornim. Lăsând maculatura și divizele de creioane la o parte... Este vorba despre apărarea comună a Europei. Deci dacă problema este, dacă pericolul se naște la răsărit, ce garanție avem noi, hai spre exemplu să luăm punctul nostru de vedere, ca români, ca cetățeni ai României, spre exemplu se va întâmpla ceva drastic din punct de vedere militar, vom fi invadați sau vom fi atacați. Ce garanție noi avem venim noi? În fața telespectatorilor cu ipoteze. Cu ipoteze, da, discutăm democratic, așa cum se face în orice think tank, și sigur vă supunem spre reflexie lucruri care pot să se întâmple sau să nu se întâmple. Noi mergem pe scenarii ipotetice. Da, suntem adepți dezbaterii. Da, probabilitate și posibilitate. Dacă în cazul migrației deja facem un transfer de responsabilitate, care nu este o problemă. Poate să fie o problemă de securitate națională dacă afectează interesul național. Dar deocamdată nu poate să fie vorba despre așa ceva. În cazul nostru, da. Ce pretenții mai putem noi să avem din punct de vedere al securității naționale în caz de atac militar? Să folosim un termen care îl folosește și NATO. În cazul unei agresiuni externe. În cazul unei agresiuni externe, exact. Da. Deci, eu vreau să dau cu cărțile pe față. Eu sunt un militant al ideii. N-ai nicio carte acolo, da. Am niște cărți, încă nu vi le-am arătat. Le voi scoate imediat din mânecă. Eu sunt un militant al ideii de construire și formare a unei armate a UE. Din punct de vedere istoric, geopolitolog fiind,
Instrumentul de bază este istoria. Din punct de vedere istoric, comerciantul întotdeauna a mers în spatele soldatului. Înainte era vorba, anterior am discutat despre o politică unitară economică, financiară. Se va realiza acest lucru dacă într-adevăr vom avea un țel comun. Din moment ce avem o idee unitară, o federație, o SUE, cum a spus și domnul Schulz, Statele Unite ale Europei. Deocamdată este un ideal. Este un ideal la care eu ader, vă spun sincer. Nu cred că orice constituție a statului național, de la Vestfalia încoace, a avut ca și garanție armata. Forța militară a unui stat garantează și independența acestui stat, care este încadrată și în Constituție. Nu putem pretinde să avem, de-a face cu niște proceduri, niște birocrații care țin de așa zisă apărare comună, din moment ce nu avem cu ce. Avem într-adevăr divizii de hârtie, avem într-adevăr foarte multe consilii peste forumuri, peste conferințe care trebuie să vehiculeze și să vină cu idei. Dar nu avem de-a face cu acel concret pe care putem să ne bazăm și să ne transferăm încrederea. Într-adevăr, asta este Europa, știm că ne va apăra în caz de pericol. Da, ok, este o inițiativă demnă. Este o inițiativă demnă de secolul 21, dar noi am deja, eu consider că am trebuie să transcedem capitolul de ideal. Eu aș ține cont, înainte de a da cuvântul lui Iulian Popescu, de ce a declarat președintele Klaus Iohannis în acest an, la un eveniment anterior, nu se pune problema unei armate europene la nivelul Uniunii Europene, ci se pune problema cooperării pe planul asigurării tehnicii de luptă necesare fiecarei armate din statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să recunoaștem că NATO există o singură țară cu o putere de dislocare ultra-rapidă, este vorba de Statele Unite ale Americii, și ne aducem aminte de momentul în care Franța și încă un stat european au cerut ajutorul Americii după 2 săptămâni de implicare în nordul Africii. Aveau nevoie de avioanele de transport americane. Ai vrut să intervii, da, Iulian? Da, intervenția mea costă aia de sau întrebare lui Mihai. Respect punctul tău de vedere, nu-l împărtășesc. Dar ce vă să întreb? Întrebarea mea este foarte simplă. Ok, facem armata Uniunii Europene, dar ce facem cu NATO? Care cum sunt înainte? Ce facem cu NATO? Pe mine nu m-a deranjat deloc ca Europa să ia locul SUA. Vă spun foarte sincer. Eu din punct de vedere a proximității, eu sunt european. Am înțeles. Și cu... Iar am din punct de vedere al capacității de mobilizare a trupelor, că tot era, că domnul colonel a ridicat foarte bine problema. Să nu uităm că avem de-a face cu un aliat strategic care este la mii de kilometri distanță. Noi suntem aici în Europa. Da, dar să nu uităm că România, datorită partenerului strategic numit Statele Unite ale Americii, are la ora actuală pe teritoriul său interceptoarele, care sunt un factor de descurajare puternică, are pe teritoriul său la Cogălnicianu pușcași marini, care sunt un factor de descurajare a unor trupe care se află la nici 400 de kilometri departare, și dacă ne uităm la granița de est a NATO, un pic Mihai Ardelean, din punct de vedere militar, cu respectul cuvenit, Estonia, Letonia, Lituania, nu contează. Contează în economia grupurilor de luptă trimise acolo. Și doar două țări sunt baza NATO la această graniță. Este vorba de Polonia și România. Iar Polonia și România au avut trupe trimise în 3 teatre de operații, au căzut bărbați români în uniformă pentru Statuia Libertății, și atunci, din această perspectivă, americanii, care au Statuia Libertății, sunt alături de noi. Am și eu rezerve ca anumite țări din centrul Europei, care zici tu că ar fi încântate de o armată europeană, s-ar mișca în viitor pentru ce se întâmplă aici. Nu vreau să nas temeri, scuză-mă, Iulia, nu vreau să nas temeri, dar... E o discuție democratică. Dumneavoastră sunteți militar. Orice capacitate de a contracara acest factor de descurajare, care reprezintă și rachetele... Teoretic te-am înțeles, dar viața bate filmul. Exact. Deci hai să facem un exercițiu. Vrei să-ți dau un exemplu? Eram în Afganistan, în teatru de operații, alături de militarii de acolo. Efectiv, îi admiram pentru ce misiuni dificile și asumau. Și am citit o informație pe calculator. Un stat din centrul Europei a spus, mai bine dăm bani.
și voi vă trimiteți trupele și noi vă asigurăm fondurile. Nu s-a întâmplat asta, dar ideea mi-a displăcut. Avem acum pe ecran o imagine nouă. De data aceasta îl rog pe Andrei să intervină și să ne facă un comentariu avizat, pentru că vine cu un dosar care ține de o latură socială, de o modalitate nouă de a înțelege Europa viitorului, pentru că vorbim de Uniunea Europeană și vorbim aici de migrația forței de muncă, de recunoașterea diplomelor, de vorbim de asigurarea unei egalități a salariilor între femei și bărbați. Sunt obiective recunoscute la evenimente anterioare, dar pe care acum reprezentanții statelor europene, membre și prin asta și la acest eveniment la Consiliul Europei, trebuie să ia și noi măsuri în continuare. Un desen sugestiv, o temă generoasă, dar un dosar extrem de dificil. Este un dosar destul de dificil, iar eu, ca și format profesional, sunt jurist. Automat, când este vorba de aceste drepturi, eu sunt un mare susținător la tot ceea ce înseamnă apărarea dreptului individual, că este pentru muncă, că este pentru acces la liberă informație, că este orice fel de drept, eu vin și îl susțin pentru că este dreptul meu pe care legea mi-l conferă. Ca să de la asta plecăm. Referitor la ceea ce s-a discutat, lucrurile sunt ceva mai vechi un pic. În cursul acestui an a fost un summit la Göteborg în care s-a făcut deja ceea ce s-a votat astăzi. Referitor la aceste drepturi sociale, da, este un factor necesar, pentru că fiecare cetățean al Uniunii Europene are nevoie de asigurări că drepturile lui îi sunt respectate, indiferent că se află la muncă în Germania, în Franța, în Olanda, în România, în Polonia, în Letonia, el trebuie să aibă garanția că drepturile lui sunt apărate și de aceea decizia politică care a fost dată este una salutară. Că putem intra referitor la ce ar putea din punct de vedere ideologic. Nu intrăm în această discuție, dar strict din punct de vedere eu ca jurist salut acest lucru. Normal, fiecare drept înseamnă că ai și dreptul la obligație. Așa cum fiecare obligație are un drept. Iar dreptul meu ca cetățean este să fiu tot timpul nu neapărat respectuos, ci să merg conform legii, care legea îmi spune în felul următor. Atâta timp cât tu respecti ceea ce spun eu, ai toată libertatea din lume. Normal, și intrăm în conceptul în care libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Foarte interesant. Iuliane? Face parte din negocieri dintre, că despre asta vorbim, dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Eu sincer să vă zic că nu am cred că nu există diferențe între remunerarea dintre bărbați și femei, cât există diferențe între o remunerare a țărilor din Estul Europei, mă refer la salarii din Estul Europei și cele din centru sau vestul Europei. Asta e o chestie destul de interesantă. Astăzi am cunoscut o persoană foarte capabilă, dacă îi pot spune așa, a terminat la Oxford, doctoratul la Oxford, și a avut mari probleme în a-i fi recunoscută diploma și titlul științific în România. Foarte interesant, nu am auzit niciodată lucrul ăsta. M-a întristat pentru că e un caz real, efectiv nimănui nu mi-a venit să creadă. Se pare că există unele lacune și unele opreri și unele bariere de natură legislativă. Sincer, nu cunosc acest subiect foarte bine. E ciudat, pentru că, de exemplu, în armată, cei care se întorc de la studii din străinătate au automat prima obligație, prezintă diploma la structura de resurse umane. Aceasta se ocupă de relația cu Ministerul Învățământului, cu traduceri, cu tot ce vine, și vine recunoașterea din partea autorităților române. Sincer, am fost elegant dând exemplu acestei cunoștințe. Diploma mea de master nu a fost recunoscută în țară.
M-au trimis să fac masteratul în România, dacă vreau să... Masteratul tău la Vatican. Da, da, da. Atunci, ca să nu ai această frustrare pe viitor, te rog frumos să fii îmbrăcat cu ținuta Vaticanului când e aici. Nu este o frustrare, nu. Cu ținuta celor din Garda Elvețiană, că e frumoasă, tu ești înalt, cred că ți-ar sta bine. Nu este vorba de o frustrare, este vorba de acest subiect pe care l-ați spus dumneavoastră. E un subiect complex și dureros. Complex, foarte complex, probabil și cu siguranță încă mai sunt țări care nu, chiar dacă acel stil Bologna, acea practică a uniformizat și a dat acceptul în primii pași, dar cu siguranță mai sunt și alte aspecte care încă sunt nerezolvate. Eu mai mult pe acest aspect aș marșa. Cu siguranță există multe tratative dintre Theresa May, guvernul de Theresa May, de Parlamentul acum, pentru că, iată, Parlamentul o legiferează, și din alții demnitari europeni de la Consiliul European. Să sperăm că lucrurile se vor rezolva, dar nu în manieră europeană, ci în manieră foarte pragmatică. Iată, germană. Avem o nouă imagine simpatică, foc, și cu un titlu pe măsură. Există un efect Trump asupra Uniunii Europene? Întrebarea nu este a mea, este preluată dintr-un articol copios din presa Europei Centrale. Este doamna Merkel în dreapta imaginii, dar din perspectiva realităților de azi, nu prea e surâsul dânsei. Este domnul Macron în centru, dar deși era văzut vârf de lance deocamdată dincolo de discursuri, vedem că și la nivelul Consiliului Europei nu există un entuziasm prea mare pentru a se înființa un minister al finanțelor, un comisar european pentru finanțe și economie, vom vedea finalul. Și domnul Juncker, care a spus, domnule, până la urmă, în viitorul Uniunea Europeană trebuie să aibă un singur lider, acum are doi, adică Juncker și Donald Tusk. Mihai Ardelean, comentariul tău. O scurtă paralelă, domnul Conel, dacă îmi permiteți, referitor la spusele colegului meu, Iulian. Studiile tale, ai spus că nu au fost recunoscute în România. Probabil că are de-a face cu un substrat religios. Dar hai să vă dau un exemplu politic. Eu așa cred. Să vă dau un exemplu politic. Chiar, scuze-mă că nu vreau să rămâi așa în incertitudine. Chiar dacă este un substrat religios, se înscrie într-o aură curriculară care ține de o anumită universitate și mai departe de minister. Adică sunt niște lucruri destul de clare. Asta la suprafață. Probabil că este vorba despre total altceva. Mamei mele i-a fost refuzat dreptul să profeseze ca medic stomatolog într-o țară occidentală pe care nu vreau să o menționeze, dragul diplomației, fiindcă pe diploma ei scria RPR, Republica Populară Română. Despre ce vorbim, dragi telespectatori? Nu numai noi suntem cei care recurg la astfel de, să spunem, repere care întârzie niște egalități necesare. Mai avem 3 minute, câte un minut de fiecare. Începem cu Iulian. Concluzia vis-a-vis de Consiliul Europei, care mâine se termină. Mâine se termină, sigur. Cum vă spuneam și inițial, este o întâlnire și un summit firesc. Trebuia să fie pe ordine și este, a fost pe ordinea de zi. Încheie un an european destul de liniștit. Doar Donald Trump a mai mișcat și a animat puțin spiritele politice din Uniunea Europeană și apariția președintelui francez, Emmanuel Macron. În rest, liniște, toți se fac, lucrează, fac strategii. Aș vrea să fac și o completare aici referitor la această strategie de comună pe împotriva războiului cibernetic. Eu cred că este de departe o avangardă a oricărui tip de război. Și dați-mi voie să concluzionez. Eu cred că totuși o armată europeană este de nedorit, dat fiind faptul că Europa este pe un traseu transatlantic, euroatlantic, și o armată europeană, așa cum o vede, cum cheamă,
cel din Germania, îmi cer scuze, am un lapsus. Statele Unite ale Europei? Nu, da, Statele Unite ale Europei. Da, bine, Martin Schulz. Martin Schulz, îmi cer scuze, l-am uitat. Martin Schulz este tot mai aproape de o viziune politică. Le-ai consumat din timpul lor, numai decât 30 de secunde fiecare. Mihai Ardelean. Da, eu cred că ni s-a prezentat o oportunitate extraordinară pentru poporul nostru ca să dăm dovadă că mai avem sânge de roman care trece prin aceste vene, să demonstrăm tuturor că avem capacitate de integrare și că nu spunem nu migrației. Iar pe de altă parte, ca să finalizez, eu îmi doresc o armată a UE. Interesant punct de vedere. Andrei, finalul. Ceea ce reprezintă de fapt Consiliul European vine de fapt ca o susținere în ceea ce înseamnă întregul vis european. Toate visele, dacă nu lucrăm la ele, nu devin realitate. Iar realitatea care noi avem acum înseamnă pace, bunăstare și dezvoltare. Lucrurile vor merge împreună de acum încolo, indiferent că există forțe centrifuge interne sau externe care și-ar dori altceva, dar visul european merge înainte, iar optimismul este cel care trebuie să dăinuie. Stimați telespectatori, ați văzut că am adus trei reprezentanți ai generației viitorului, Iulian Popescu, Mihai Ardelean, Andrei Vlășanu. Le mulțumesc pentru participare și pe dumneavoastră vă invit să ne revedem duminică seara la ora 20:30 cu o ediție a emisiunii Valori Euroatlantice, care sper să răspundă unor interogații firești pe care le aveți în ziua de azi vis-a-vis de această furtună geopolitică în care Europa este încă angrenată. Bună seara!